skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the sunset shines, I seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past, I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy. Creeping on the come up. I'm sleeping till the sun's up. Tell us that approaches. Eu sunt Alexandru Biciu, practic luptele greco-romane de la 12 ani. Luptele pentru mine mereu au fost mai mult decât un simplu sport. Au fost un mod de viață. Sunt sigur că la fel ca mine și voi v-ați clădit mentalitatea bazându-vă pe valorile spartanice. Sunt sigur că la fel și voi ați petrecut nenumărate ore pe saltea, muncind până la epuizare pentru un mare vis. La cineva acest vis s-a realizat. La cineva nu, la cineva abia urmează. De-a lungul anilor, sala de antrenament a fost pentru noi centrul Universului, întreaga noastră activitate construindu-se în jurul acestea. Iar numele grele, ca lui Murechiu Sergei, Grăbovesc Igor, sau antrenorul emerit, Cucul Mihai, au fost pentru noi copiii de atunci adevărați zei a muntelui Olimp. Din 2016 am creat un grup pe Facebook menit să ne transform pe noi luptătorii de ieri și de azi într-o adevărată comunitate, într-o adevărată familie. Despre noi și modul nostru de viață se cunoaște prea puțin și circulă stereotipuri greșite. Cineva ne vede ca pe niște băieți cu urechile rupte, cineva ne vede ca pe niște manichini cu mușchi inflați, iar altcineva ne evită crezând că suntem periculoși. Mi-am propus să aduc o schimbare. Ideea unui videoblog s-a copt de mult timp la mine, dar mereu mi-așa ceva în cale și nu reușea să făptuiesc acest lucru. Acum am găsit persoane de care aveam nevoie și împreună mi-am propus să dezvoltăm acest proiect. Poate că nu sunt eu cel mai talentat luptător, dar prin acest proiect voi încerca să promovez viața de luptător și valorile adevăraților bărbați. Stați aproape!